aceasta, fluturii și-au zborul la Muzeul Antipa. Expoziția aduce mai aproape de noi specii de fluturi tropicali vii și ne oferă ocazia de a fi martorii unor momente unice, cum ar fi nașterea unor fluturi și momentul în care își întind aripile pentru prima dată. În expoziția noastră de fluturi tropicali vii se întâlnesc un număr destul de limitat de specii. Aceste specii provin din America Centrală și din sud-estul Asiei. În prezent, în expoziția noastră, sunt circa 12 specii. Marea majoritate a acestor specii sunt specii care, în zonele de unde provin, sunt specii relativ comune. Mai mult decât atât, unele dintre ele chiar cauzează probleme. Spre exemplu, fluturile cap de bufniță poate produce uneori daune în plantațiile de bananier. Sunt specii care nu sunt amenințate, sunt specii care sunt crescute în facilități, ca să spun așa, de tipul fermelor. Deci pupele pe care noi le importăm nu provin din natura sălbatică, nu au fost recoltate sărăcind populațiile naturale, ci sunt o serie de ferme unde aceste insecte sunt crescute într-un regim special și se recoltează pupele care în ultima instanță ajung la noi. În portofoliu expoziției noastre sunt specii care trăiesc ca adult, deci ca fluture, de la câteva zile la câteva săptămâni, uneori chiar o lună și jumătate. În condiții de captivitate, evident, această durată scade datorită faptului că, zburând într-un spațiu închis, ei își deteriorează mult mai repede aripile, ciocnindu-se de diferiți obstacoli, de tufișuri, de grinzile de la seră și așa mai departe. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 17 septembrie, de marți până duminică, între orele 10 și 18.